Închiriem un imobil, îl închiriem noi ca proprietari sau îl închiriem noi ca și clienți? Avem drepturi și avem și obligații. Trebuie să înțelegem că, în momentul în care discutăm despre închirierea unui imobil, vine și cu multe obligații, și din partea chiriașului, și din partea proprietarului. Iar, din această perspectivă, în momentul în care ne bucurăm că am închiriat un spațiu, că am închiriat un imobil pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, pentru copil că este la facultate, pentru noi ca să ne putem desfășura activitatea sau vrem să ne mutăm dintr-o localitate în alta, pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, întotdeauna să fie cu document fiscal. Fiindcă altfel, nu avem nici drepturi, nici obligații, și mai devreme sau mai târziu va fi cu probleme. În momentul în care suntem chiriași și decidem să alegem un astfel de imobil, trebuie să ne facem și mutație, fiindcă spune legislația că dacă stăm mai mult de 5 zile într-o locație, va trebui să avem și mutația pe buletin în acea locație. Ca să ne putem face mutația acolo, va trebui să avem. Uh documente. Aceste documente trebuie să depuse la autoritatea fiscală pentru plata impozitului de către proprietar, dar și pentru noi ca astfel să putem să avem dovada unde locuim fiindcă vrem să ne vină și scrisoarea, și informarea, și tot ceea ce înseamnă partea aceasta. Pentru asta înseamnă că avem drepturi dacă și facem niște pași înainte. Astfel că nu închiriem spații de închiriat, imobile, apartamente, garsoniere, fără documente. Facem un contract, înțelegem ce semnăm, pentru acest lucru există anumite documente tip contracte care sunt propuse de către administrația fiscală. Puteți și pe zona de protecție a consumatorilor, fiindcă este un serviciu care intră și sub auspiciile de protecție a consumatorului, să vă informați cu privire la cum și ce, mai ales ce înseamnă terminologia din anumite contracte prin aplicația gratuită InfoCodes, aveți acolo dicționarul de terminologie și vi se explică într-un limbaj cât mai simplu și cât mai accesibil plătim prin cont bancar, încercăm să evităm acel cash, fiindcă nu duce niciodată la ceva bun când am plătit și nu am primit înapoi o chitanță, o dovadă că am plătit. Iar pentru proprietarii care închiriază astfel de spații, să fim foarte atenți în momentul cui le închiriem. Trebuie să avem documentul de identitate, să nu ne bucurăm că i-l am închiriat lui Popescu, dar după aceea va sta Grigorescu cu toată familia acolo și astfel înseamnă că la întreținere utilitățile și totul vor fi la alt s ar putea să avem surpriza că au plecat și n-au plătit sau invers, suntem chiriași și ne-am mutat într-un astfel de spațiu și ne-am bucurat la o chirie mică dar utilitățile, nu am fost atenți ce tip de centrală are, care este costul întreținerii dacă este la bloc, care este costul de întreținere dacă stă la o casă și să se trezească cu costuri aberante. Toate aceste lucruri ar trebui luate în considerare înainte de a închiria un spațiu, indiferent că ești chiriaș, indiferent că ești proprietar. Să nu uităm, avem drepturi, dar doar dacă ne le putem exercita pe baza unui contract. Așa că, contractul ne ferește de lucruri rele, spunea la Fonten cu ceva timp în urmă, morții se acoperă cu pământ și vii cu hârtii. Nu înseamnă că facem multe hârtii, în momentul în care facem un simplu contract de închiriere, suntem atenți la terminologie, la termeni, putem să-l denunțăm dacă ceva nu este în regulă, dar pe baza acelui contract putem avea dovada unde stăm și astfel tot ce înseamnă corespondență, decizii sau alte lucruri să le putem avea la locul în care avem domiciliul, fiindcă altfel ne-am mutat în altă parte, dincolo nu avem documente, nu vine hârtia, citația, am câștigat la loto și ne trezim că am pierdut anumite lucruri extrem de importante. Iar pentru orice problematică, nu uitați, și zona de închiriere vine sub auspiciile de protecția consumatorilor. 0219551 numărul unic de protecția consumatorului pe teritoriul României. Descărcăm aplicația gratuită Infocons pentru terminologia din contracte, dar și și pentru a avea acces direct la toate numerele de urgență în cazul, Doamne ferește, a unei deficiențe sau a unei reclamații.